În urma unor sesizări, președintele Consiliului Județean Hunedoara Laurențiu Nistori a scos pe teren pe toți cei implicați în implementarea proiectului de modernizare a drumurilor județene care fac parte din lotul 2 al culoarului trafic Mureș Nord. Au fost constatate unele probleme, dar și acțiuni de vandalism care pun în pericol siguranța participanților la trafic. În plus, nu sunt de neglijat cheltuielile suplimentare necesare remedierii problemelor. Împreună cu coordonatorii acestui proiect, cu constructorul, proiectantul și dirigintele de șantier, Laurentiu Nistor a verificat ieri dimineață calitatea lucrărilor de montare a indicatoarelor rutiere pe lotul 2 al culoarului Trafic Mureș Nord. Am constatat astfel că sunt probleme și am dispus înlocuirea tuturor indicatoarelor de pe acest sector sub supravegherea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara. În același timp am constatat cu mâhnire că eforturile Consiliului Județean în hunedoara de modernizare a rețelei de drumuri, care compun culoarul trafic Mureș Nord, au fost umbrite de acțiuni de vandalism care au avut ca țintă indicatoarele rutiere recent instalate. Au fost mulse sau sparte bornele de pe acostament. Astfel de acțiuni lipsite de responsabilitate și respect pentru proprietatea publică, nu numai că pun în pericol siguranța participanților la trafic, dar afectează și resursele pe care le dedicăm proiectelor de infrastructură. Structură. Condamn ferm aceste acte de vandalism, astfel de comportamente fiind inacceptabile într-o societate civilizată. Am solicitat implicarea autorităților de ordine publică pentru identificarea autorilor și sancționarea acestor fapte. Facem un apel către toți cetățenii să colaboreze cu autoritățile pentru identificarea celor responsabili pentru aceste acte inacceptabile, a menționat președintele Consiliului Județean Hunedoara.